După exploziile de la Crevedia au început și campaniile de verificare a stațiilor GPL și PECO din țară. În județul Hunedoara sunt 75 de astfel de stații, 50 dintre acestea fiind atent verificate deja de membrii comisiilor mixte de control. S-au aplicat amenzi de peste 175.000 de lei și s-a constatat că doar 28 de stații unde se comercializează gaz petrolier lichefiat au autorizația GANEX, necesară pentru toate instalațiile care funcționează în mediul potențial exploziv. Cu toate acestea, nicio stație nu a fost închisă în județ. Perioada de control este până în 31 octombrie. Până acum s-au efectuat mai multe controle pe fiecare instituție în parte și s-au aplicat amenzi de aproximativ 175.000 de lei. Nu sunt probleme majore din punct de vedere a închide aceste societăți comerciale, ci doar recomandări și sancțiuni punctuale pe anumite abateri. Vom verifica în continuare. În plus, din această lună, fiecare primărie din județ trebuie să comunice prefecturii lista cu agenții economici ce comercializează combustibili.